excursie natură și aerul proaspăt de munte le-a adus multă încântare Gabrielei și lui Valentin. Mă bucur de ieșirea asta în natură. Chiar aveam nevoie după atâta timp. Pentru ieșirea de astăzi, responsabilă e Miruna, căreia îi mulțumesc din tot sufletul și o să-i rămânem amândoi profund recunoscători. Uite, vezi, eu asta mă referam când spuneam de viață simplă și așa, că nu-s foarte complicat. Știu și mie îmi place. Ai putea, de exemplu, să ai jobul la un oraș spre centru și să locuiești aici, să vin fiecare zi? Aș putea, clar. M-aș vedea locuind într-un astfel de loc alături de Valentin, exact așa cum e aici, natură, iarbă verde, pomi. Da, chiar m-aș vedea trăind într-un astfel de loc. Eu, care am crescut la țară și așa, chiar mă bucură chestiile de genul ăsta, știi? Chiar simt cum mă încarcă cu energie. Cu siguranță m-aș vedea locuind aici. Nici n-ar trebui să fie chiar atât de luxos cum este aici. Îmi place foarte, foarte mult. Liniștea și la asta m-am referit atunci când am spus că sunt un om simplu. N-aș mai putea să mă gândesc că sunt tot timpul, știi, la țară. Obosit? Nu, sunt ok. Hai, că am rezistență. Să vedem. Să vedem la proba aia puternică. Să te văd pe tine. Să fiu sincer, dacă nu aș fi văzut-o pe Gabriela, că avem cumva aceleași țeluri și aceleași dorințe, nu aș fi înaintat atât de rapid și atât de mult în relația cu ea. Mamă, un balansoar! Uite câte sunt! Hai să profităm de el! Și după plimbare îndrăgostiții, s-au bucurat din plin ca doi copii jucăuși de balansoarul, topoganul și leagănul din curtea pensiunii. Stai că nici nu mai știu cum... Este prima dată când nu ajungem în ediția live a emisiunii. Mă simt bine, relaxată, dar cumva cred că mi-e dor. Sunt curioasă de ce se discută, sinceră să fiu, dar nu atât de curioasă încât să-mi doresc să ajung cât mai repede, ci aș prefera să rămân aici cu Valentin. Te frică? Poate te duci până jos de tot. Păi nu așa cu avânt. Haide! Mi-e frică? Nu cred că lume. Păi e cam de copii asta, nu pare ce să pot. Nu știu dacă încarc. Nu cred că în cap. Eu, deci nu cred că Mamă, ce rușine. Deci nu forțează cap. Puțin, forțează. Deci nu mi-n cap de fundulețul, jur. Coboară și în picioare, nu știu. Păi am ajuns. Nu cred, ai șoc. Nu se face așa. N-am văzut scările. Dar chiar trebuie să-i mulțumim Mirunei pentru asta. Când am coborât din mașină și am văzut acest loc minunat, am simțit așa o încărcare cu energie pozitivă și, sinceră să fiu, chiar aveam nevoie de o ieșire de genul ăsta în natură. Asta este reagând de declarație, iubita mea. Păi hai, declară-mi ceva. Să nu mai declarați, ți-am declarat, ți-am arătat-o, nu? Te-am scos și eu în munte, acum când o să ieși din casă, trebuie să mă scos tu? Păi eu te duc direct la munte. Da, chiar ne mutăm de tot. Iese muntare. Avem muntele la o aruncătură de bățim. E și mai frumos. Sigur? Și tot așa liniște. Da. Și mai apoi, profitând încă puțin de locul de joacă al pensiunii, Gabriela și Valentin ajungeau inevitabil la subiectul moștenitori. Doamne, cât de bine! Chiar mă simt ca un copil acum. Păi ești copil, nu? Sunt? Ești un copil care va avea copii. Ah. Peste cât timp? Nu foarte mult. Eu personal mi-am dorit copil de mai mult timp, însă nu a fost persoana potrivită pentru mine. Și am discutat de foarte multe ori la chestia asta. Ne vom pune la casa noastră, cum se spune, și cu siguranță vom avea o familie frumoasă. Uite, iubitule, acum ai ocazia să mă înveți să joc fotbal. Păi nu te învăț. Prima ocazie din viața ta. Întâi te bat odată și până te învăț. Mă bat odată? Sunt pregătită să am un copil, da. Dacă s-ar întâmpla să vină la puțin timp după ce oficializăm relația, cred că o să primesc cu deschidere această veste, dar cred că aș mai aștepta puțin. Dar unde vii? Și acum fugi în poartă, că-ți dau gol. Avem alte planuri și cred că cel puțin un an aș vrea să lasă de curg așa totul, să fim doar noi doi. Chiar dacă ar veni un copil foarte repede din momentul în care vom ajunge acasă, pentru mine nu ar fi absolut nicio problemă, nici pentru ea din cât am vorbit, doar că avem puțin alte planuri pentru anul viitor. Și?
În punctul în care am ajuns în această relație, într-adevăr, îmi doresc să fiu cât mai mult cu Gabriela, îmi doresc să petrecem cât mai mult timp și îmi doresc și intimitate și tot ce este nevoie într-un cuplu. După efort și aertare de munte, căldura din interiorul cabanei era o binecuvântare. Și de acolo și-au încântat cei doi privirea cu peisajul toamnei, în ciuda ploii mărunte ce se pornise. Pentru iubirea noastră. Și-a lui Miruna și-a lui Cosmin, că ne-au ajutat. Trebuie să-i mulțumim Mirunei, din suflet. Când am ăsta seara că vom merge la în excursie, nu mă așteptam că așa frumos. Eu mă gândeam la o altfel de excursie. Mă gândeam la acea excursie. Mă gândeam că o să mergem la munte și cel mai probabil o să rămânem peste noapte, nu? Îmi doream, dar știam că nu o să fie. Și eu. Cu siguranță am emoții când mă gândesc la acel moment. Și da, cred că mi-am făcut și un scenariu. Eram conștientă că nu, da. Speram. Sincer, mi-am dat seama că nu vom rămâne peste noapte în această excursie, să zic așa, dar am tot sperat până în ultima secundă. De ce să mint? După aici vreau să mai plecăm. De aici? Nici eu. Nici eu. Că-mi place tare mult. Foarte mișto, așa, designul ăsta ca și cabana. Da, rustic. Uite, ești pe roada la Wi-Fi, dacă vrei să o bagi pe telefon. Ți-e dor de telefon? Nu, nu prea folosesc telefonul. Nu fac poze, nu stau pe Facebook, pe Instagram. Da, o să-mi faci mie. Da. Ce-mi da? Păi am răbdare așa. Trebuie să fac câteva. O dobândești. N-ai cum. Păi dacă ieșim undeva la munte sau plecăm undeva sau oricum, chiar și dacă ieșim în oraș, mie trebuie să-mi fac. Eu sunt iubită sau soțul tău, nu fotograf. Vite. Da, pot să fii și fotograf. Da. Bine. Vrei? Fac 5-6 poze, îți fac. Bune. 5-6. 5-6 bune. Mai. Trebuie să fac 300, să fie una bună. Da. Mă simt minunat acum. Relaxată, plină de energie pozitivă și din ce în ce mai îndrăgostită. Știți, mă, că am pus cam ceva pe față. Smugdar? Eu am venit aici să găsesc jumătate, am făcut-o pentru mine, dacă plec mâine sau că plec în finală sau câștig, nu are absolut nicio importanță. Câștigul meu, cu siguranță, ăsta este Gabriela. Ar trebui să ne întoarcem înapoi în casă. Adică nu ar trebui, trebuie, chiar dacă nu vrem. Așa o să facem, dar nu înainte să spun că mă bucur foarte mult că s-a nimerit să fie chiar de Sfântul Mihai și Gabriel, că este ziua ta, cum s-a nimerit și atunci de ziua mea și acum ăsta a fost de 7 ori mai frumos. Mă bucur foarte tare că am creat acest amintiri frumoase alături de ea. Asta s-a nimerit să fie ziua ei de nume. Mă bucur foarte tare și chiar am vorbit. Vrem să mergem din nou în toate locurile în care am fost împreună datorită emisiunii. La mulți ani! Mulțumesc! Adică să înțeleg că vă duceți la Istanbul. Da! Noi chiar am vrea să mergem în toate locurile în care am fost împreună și unde ne-a cine mai vrea în Istanbul? Nu mai vrea nimeni? Ce, chiar dacă n-am fost? Ce? Eu zic să faceți o excursie, să organizați o excursie, să ce plecați din casa Mireasa. Nu e așa, Miruna? Ce? Sigur, cu mustăcești acolo. În familie. În marea familie Mireasa. Ca frații toți. Și acolo chiar puteți să faceți ce pact, ce pact vreți. Așa, deci acolo Istanbulul e locul unde practic v-ați cunoscut. Unde ne-am văzut prima oară. Da. Da. Toți. De fapt, da, zic că da, să mergeți toți. Da. Nu, sunt niște lucruri foarte frumoase și o să rămână foarte importante pentru noi. Cum am rămâne data de 21, de 22 și când ne-am cunoscut și tot, sunt niște momente pe care nu le putem uita. Dar cum v-ați gândit voi că o să rămâneți peste noapte? Că nu, asta nu se leagă la mine. Eu nu m-am gândit, că știam că nu o să rămâne. Gabriela s-a gândit? Da, eu cred că știu de ce. Ți-ai luat și haine de schimb? Mi-am luat și pijamale, mi-am luat și de machiaj, mi-am luat și dischete. Nu, cred. Dar i-am spus că excursia înseamnă da, excursia. Dar nu, da, a fost discuția și din mesaj de pe plasmă înțelesem că mergeți în excursie. Puncte. Eu am înțeles că nu mergem, dar speram și puțin. Speram. Păi aia e cu acea ocazie. Da. Acea. Nu e oricum.
Nu eu, da, oricum, asta e... Oricum, a fost foarte, da. Bine. Adică... Ne rugam să se strice mașina, da? Nu, n-aveați cum. Hai că am o veste pentru voi. Mâine dimineață, excursie, Miruna și Cosmin își fac bagajele, nu vă puneți pijama, nu vă puneți lejerie de schimb, nu vă puneți periuță, nu vă puneți demachiat, căci vă toaceți în casa Mireasa, ce să vă... Cam așa, cam pe la partea a doua emisiune, sunteți aici și ne spuneți cum a fost la munte. Cred că o să fie și frumos, a plouat un pic, nu? Da, da, a fost foarte bun. Era romantic, la gura sobei. Exact. A fost super. Da, ai bocanci la tine? Am, da. Tu ai? N-am. Îți dă Paul. Vezi că mușesc? Nu, că am vorbit cu George. Am înțeles. Ok, aoleu. Stați un pic, am primit o veste bombă. Ce ai spus? Nu mai merge. Nu, na. Nu, mergeți, da, am primit o veste. Dacă țară, unde? Wow, fiți atenți, vă spun atât, că la finalul emisiunii fac un anunț, mă, da, bombă, dar știi cum? Bombă de aia ce, cum spuneai tu? Tunuri. Bombă. Mamă, nu, vine să le spun acum, nu pot să... Asta nu vine. Nu știu. Nu e, că avem și legare, nu are cum. Nu. Eu bănuiesc. Ce e, doamna Ecaterina? Ce e? Spargeți vitrina, nu cu vitrina, când a făcut așa. Cum, nu? Cum? Primul rând că vitrina nu se sparge cu pumnul. E, nu, am vrut să-l mai zic mai departe, să înțelege din gest. Da. No, normal că nu cu pumnul. Nu, și... nu e asta, v-aș fi spus, dar nu e asta. Bine, așteptă surpriză. E o surpriză. Vai de mine, vai. Am gândit unde ați vorbit. Da, ce ziceți? Intră cineva. Dar cine ar putea să intre? Cine să mai intre? Vorba lui Andrei. Cine să mai intre? Că ăștia suntem. Păi ne bucurăm toată lumea. Hai că mai țin așa un pic. Luăm o scurtă pauză. După pauză avem o discuție între Miruna și Cosmin, că tot le-am spus eu că pleacă la munte. Apropo de căsătorie, vedem despre ce este vorba peste câteva minute. Sunt cu gândul la bombă.